Mă bucur că în dimineața acestei zile Domnul a rânduit să avem o părtășie sfântă în casa de rugăciune. Și în dimineața aceasta eu însoțesc orchestra bisericii, de fapt o parte a orchestrei, pentru că mai sunt membri ai orchestrei care n-au putut să vină. Este o onoare și un privilegiu pentru mine să fiu în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră în casa de rugăciune, împreună cu orchestra, împreună cu frații din loc. Și doresc ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Cuvântul de salut al bisericii noastre, cuvânt pe care l-am citit și aseară, îl voi reciti dimineața aceasta pentru cei care nu ați fost la părtășie cu noi, din a doua epistolă la Ioan, versetul al 3-lea, și voi adăuga și versetul al 8-lea. Cuvântul spune așa: Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Amin. Amin. Aș vrea să spun și un cuvânt de mulțumire, l-am spus și aseară, dar îl spun și acum, pentru că am fost realmente impresionat de felul călduros în care dumneavoastră ne-ați primit aici. Măcar că nu sunteți o comunitate foarte mare, dar ne-ați primit cu atâta dragoste și cu atâta deschidere, încât am fost realmente impresionați. A fost și o lecție, dacă vreți, pentru noi. Ne-am bucurat să vă găsim bine, am văzut că la dumneavoastră iarna a trecut, la noi încă mai este zăpadă, am văzut că și dumneavoastră aveți zăpadă, am văzut pe un bumper la o mașină, ieri, pe masă. La noi încă avem munți de zăpadă în fața caselor și gheață pe străzi care protejează asfaltul. Este iarnă în adevăratul sens al cuvântului. Dar dincolo de toate ne bucurăm și noi acolo, așa cum dumneavoastră vă bucurați aici, de Harul Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Ar trebui să spun un cuvânt de mulțumire și șoferului meu personal, fiica mea Denisa, care m-a adus și care mă va duce, cred eu, și înapoi. Domnul să o binecuvânteze. După ce am spus toate aceste lucruri, pentru că timpul înaintează, aș vrea, dragii mei, să vă invit să ne apropiem de cuvântul pe care l-am citit. Înainte de a veni în mijlocul dumneavoastră, am înțeles că în dimineața aceasta aveți o sărbătoare sfântă, sfântă o considerăm și noi sărbătoarea aceasta, și noi o prăznuim, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, tot în prima duminică din lună. Dar de data aceasta am făcut o mică excepție, având în vedere că suntem o bună parte din biserică plecați în călătorie, am amânat-o pentru duminica viitoare. Dar ne bucurăm astăzi să o împărtășim împreună cu voi. Am citit din Evanghelia după Luca, din capitolul 22, momentul acela în care Domnul Iisus a instituit cina de taină. Cred că era pentru a treia sau pentru a patra oară când sărba cu ucenicii săi sărbătoarea aceasta, o sărbătoare foarte însemnată de evreilor, care vorbea despre izbăvirea lor din țara robiei din Egipt. Versetul 7 spune: ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. Am să vă reamintesc, dragii mei, lucruri pe care dumneavoastră le știți, eu doar le voi pune în dimineața aceasta la oaltă. Pe când poporul lui Dumnezeu se găsea în Egipt, la capătul aproximativ 400 de ani, pe acele meleaguri, Dumnezeu și-a adus aminte de făgăduința făcutului Avram și a hotărât să-l folosească pe Moise pentru a scoate poporul din țara aceea care la început fusese o țară primitoare pentru ei, dar care după 400 de ani se transformase într-o țară a robiei și în care evreii sufereau mult și greu. Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și citim în capitolul 12 din cartea Exodul instituirea acelei sărbători numită Paștele. Acolo Dumnezeu i-a spus lui Moise ca Moise să vorbească bătrânilor norodului și de fapt întregului norod și le-a spus o mulțime de reglementări care priveau sărbătorirea acestei sărbători. Vă amintiți, se vorbea acolo despre un miel de un an, care trebuia luat în ziua a 10-a a unei anumite luni, care trebuia adus acasă și în fiecare familie evreiască, în seara zilei a 14-a, trebuia sacrificat.
El trebuia consumat de către membrii familiei și dacă familia era mai mică la număr, mielul acela putea fi împărțit cu o altă familie. Dar într-un mod aparte, Dumnezeu le-a cerut atunci evreilor să ia din sângele mielului aceluia și să ungă cu el ușiorii ușii. Latura stângă, latura dreaptă a ușii și pragul de sus. Pentru că noaptea care urma avea să treacă peste toată țara Egiptului un înger trimis de Dumnezeu cu o însărcinare precisă, numit Nimicitorul, care avea să lase multă suferință în urma trecerii lui peste țară. Dar acolo unde la ușă vedea sângele mielului, Nimicitorul acela nu avea autorizare din partea lui Dumnezeu să intre, să atingă ceva, să facă vreun rău. Probabil că ați observat împreună cu mine faptul că Dumnezeu prevedea ungerea stâlpului din stânga, stâlpului din dreapta, celor doi ușiori ai ușii, precum și pragul de sus. Însă pragul de jos nu trebuia să fie uns. Pentru că lucrarea aceasta prevedea o lucrare pe care Dumnezeu avea să o facă peste secole și sângele mielului aceluia nu trebuia să fie călcat în picioare. Dacă ar fi fost pus pe pragul de jos, ar fi existat pericolul ca sângele acela să fie pângărit, călcat în picioare. Și cu privire la sângele legământului celui nou în Epistola către Evrei, în două locuri, există o precizare foarte importantă peste care mulți creștini și mulți slujitori ai lui Dumnezeu trec cu foarte mare ușurință. Când citesc aceste două pasaje din Cartea către Evrei, vă mărturisesc că sunt așa de atent să văd, să înțeleg bine. Primul pasaj este în Evrei, capitolul 6, și nu îl voi citi pe acesta, voi citi doar pe al doilea. În capitolul 10, versetele 28 și 29. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, spune autorul acestei epistole, pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. De aceea, dragii mei, încă din vechime Dumnezeu a ținut ca evreul să înțeleagă bine lucrul acesta și Dumnezeu vrea ca noi creștinii să înțelegem bine vremea aceasta, detaliul acesta. Sângele celui nou, sângele legământului celui nou care s-a vărsat pentru noi, nu poate să fie călcat în picioare. El trebuie privit cu un respect deosebit, cu o prețuire deosebită. Revenind la instituirea sărbătorii acesteia, aș vrea să vă spun că între prevederile pe care Dumnezeu i le-a dat lui Moise, privind sărbătoarea aceasta, erau trei prevederi care priveau doar prima dată când se sărbătorea sărbătoarea aceasta. Toate celelalte trebuiau împlinite în fiecare an, în țara în care Dumnezeu urma să le-o dea și în care ei își vor trăi viața. Dar existau trei prevederi specifice, concrete, care priveau doar prima sărbătoare de felul acesta, sărbătoarea aceea în Egipt. Prima prevedere care privea doar sărbătoarea de atunci era luarea unui miel cu 4 zile înainte de a fi mielul acela jertfit. Mielul trebuia luat în ziua 10-a, dar trebuia jertfit în ziua 14-a. Și exegeții evrei, cum ar fi de bună oară Maimonides, care a trăit în secolul al XII-lea, spunea că aici am avea un simbol, că Hristos a fost arătat la aproximativ 4.000 de ani de la crearea lumii și de la căderea omului în păcat. Și aici am avea un simbol, pentru că stă scris că pentru Dumnezeu 1.000 de ani este ca o zi și o zi este ca 1.000 de ani. S-ar putea să existe o corespondență între aceste elemente. Dar, dincolo de toate, un al doilea lucru care privea doar sărbătorirea Paștelor pe când era în Egipt și nu și sărbătorile ulterioare, era așezarea sângelui mielului pe ușiorii ușii. După ce oamenii aceștia, evreii, au ieșit din Egipt, ei nu se mai găseau în pericolul în care s-au găsit când au fost în Egipt. Îngerul Nimicitor a fost trimis doar atunci peste Egipt, în țara în care urmau să intre și în care trebuiau să trăiască înaintea lui Dumnezeu. Ei nu se vor mai lovi de pericolul acesta. Și se pare că de-a lungul anilor,
Ei n-au mai repetat lucrul acesta cu așezarea sângelui mielului pe ușiorii ușii. Un al treilea detaliu care privea, iarăși zic, doar sărbătoarea din Egipt, era consumarea în grabă a cărnii mielului respectiv. Atunci când au sărbătorit în Egipt, evreii trebuiau să consume totul în mare grabă. Atmosfera sărbătorii era una de pregătire. Ei trebuiau să fie cu mijlocul încins, cu picioarele încălțate, să aibă totul pregătit pentru călătorie și Paștele trebuia consumat, mielul acela trebuia consumat în mare grabă. Însă, după ce au ieșit, au putut să serveze sărbătoarea aceasta într-o altă atitudine, într-o altă atmosferă. De bună oară când Domnul Iisus a serbat cu ucenicii, l-a serbat în casa unuia care nu făcea parte din cercul lor intim. Și acolo Domnul Iisus nu a procedat în felul acesta să ia sângele mielului să-l așeze pe ușă și cei care au luat parte la această sărbătoare erau într-o atmosferă de destindere, sărbătoreau, își aduceau aminte. Ei nu erau puși în situația ca noaptea aceea să fugă, să plece între alte țări, să pornească într-o călătorie lungă. Scriptura menționează numai puțin de 7 sărbătorii ale sărbătorii pascale. Sigur, în fiecare an, evreii au sărbătorit sărbătoarea aceasta pentru că așa le-a poruncit Dumnezeu. Dar în Scriptură sunt menționate doar 7 sărbători. Prima a fost în Egipt și ultima sărbătorire de felul acesta a fost cea în care Domnul Iisus a instituit cina de taină. Am spus aceste lucruri ca să vedeți că există o legătură între sărbătoarea de atunci și sărbătoarea noastră de astăzi, instituită de Domnul Iisus Hristos. De fiecare dată când Domnul a serbat cu ucenicii Săi, Domnul Iisus s-a gândit la sărbătoarea în adevărată ei semnificație. Ucenicii Săi, pentru că erau evrei și au crescut în cultura și în religie evreiască, întotdeauna s-au gândit la lucrarea din trecut. Dumnezeu îi spusese lui Moise în vechime, când a instituit sărbătoarea, când veți ajunge în țara în care eu vă voi da-o, că am promis-o părinților voștri, voi să continuați să sărbătoriți sărbătoarea aceasta, să procedați în felul în care v-am învățat. Și când vă vor întreba copiii voștri, tată, ce însemnează lucrarea aceasta, ce semnificație are, voi să spuneți copiilor voștri că aceasta este o sărbătoare care aduce aminte de izbăvirea poporului din robie. Să aduceți aminte copiilor voștri că ați fost cândva robi, că ați trăit cândva sub apăsarea cuiva care v-a apăsat greu, tare și v-a costat mult lucrul acesta, pe voi ați suferit mult. Dar eu, Dumnezeul vostru, v-am scos din țara robiei. Mă dați-mi voie să vă spun, întotdeauna când ucenicii serbau împreună cu Domnul sărbătoarea aceasta, gândurile lor se îndreptau la trecut. La ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei în Egipt. Și lucrarea aceea de răscumpărare a poporului din Egipt a fost cea mai mare lucrare de răscumpărare din istorie. Dar Domnul Iisus, de fiecare dată când serba cu ucenicii Săi, privea spre viitor. Pentru că El cunoștea adevărata semnificația sărbătorii. În versetul 15 din pasajul pe care noi l-am citit, El spune ucenicilor Săi un gând pe care îl adăpostise în inima Sa iubitoare. Și a spus Domnul Iisus, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi, înainte de patima mea. Domnul Iisus voia să le dea în seara aceea ucenicilor Săi înțelesul adevărat al sărbătorii care a fost instituită de Dumnezeu în vechime. Și Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor despre patima Sa. Înainte de patima mea, spune Domnul Iisus. Am să fac aici o paranteză pentru că, vedeți dumneavoastră, plecând din România de o bună bucată de vreme, unii dintre copiii noștri erau mici pe atunci, alții s-au născut între timp și poate că limba română nu o stăpânesc de îndeajuns de bine, câteodată simt nevoia să explic anumiți termeni din Biblie. De bună oară, termenul patimă, cuvântul patimă, în limba română are cel puțin două înțelesuri diferite.
Un înțeles al termenului acestuia este acela de suferință grea. Și cu privire la aceasta, Domnul Iisus se pare că l-a folosit în repetate rânduri. Le-a vorbit ucenicilor că va veni o vreme în care El va trebui să pătimească. Le-a spus mereu lucrul acesta, dar ei n-au înțeles. De bună oară se găseau în ținutul Cezareei lui Filip, când Domnul a vorbit cu ucenicii săi și i-a întrebat cine zic oamenii că este El. După asta i-a întrebat cine ziceți voi că sunt Eu. Și după ce au avut ei așa o discuție, Domnul le dezvăluie niște adevăruri și spune: pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui eu. Cu alte cuvinte, biserica de care eu mă ocup, biserica mea, este o biserică biruitoare și îl slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. De 2000 de ani, în biserica Domnului lovesc toți după puterile lor, și conducători, și filozofi, și atei, și de toate, oameni de așa zisă știință. Și cu toate care dușmani atât de mulți și atât de redutabili, biserica Domnului stă în picioare și este biruitoare, pentru că e poartă de grijă Domnul Iisus Hristos, biruitorul slăvit, să fie numele Lui. Dar în acea împrejurare, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi și despre faptul că El avea să pătimească. Și când Petru a auzit cuvântul ăsta, pe Petru l-a deranjat. Nici ceilalți nu credeau sta nepăsători, dar Petru a luat cuvântul și a spus: Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple una ca asta. Dar el nu știa că Domnul Iisus tocmai pentru asta venise. Și va veni un moment în care în Ghețimani Domnul îi va spune lui Petru: Petre, pune sabia în teacă. Nu voi bea oare paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Eu tocmai pentru aceasta am venit. Și în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, dacă veți citi, Domnul Iisus stă de vorbă după învierea sa cu doi ucenici care mergeau pe drumul spre Emaus. Și oamenii ăștia erau cu inima răvășită, aveau o mulțime de întrebări și niciunul dintre ei n-avea răspunsuri. Dar cel ce avea răspunsuri s-a apropiat de ei. Și după ce a provocat o discuție, le-a spus: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți de ceea ce spun, să credeți ceea ce spun Scripturile. Nu trebuia oare Hristosul să pătimească pentru ca să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la proroci să le lămurească, să le destăinuie toate lucrurile acestea. Și oamenii aceștia doi, ucenicii aceia fără nume, îl ascultau cu uimire cât de frumos explic el toate lucrurile acestea. Patima Domnului Iisus, dacă vreți, a constituit miezul planului lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Mi-aduc aminte de psalmistul David, care a scris psalmul 40. Pe la jumătatea lui, pe la versetul al 7-lea, David include în cântarea lui niște cuvinte profetice. Și zice: Tu n-ai voie nici jertfă, nici ardere de tot, ci mi-ai străpuns urechile. În sulul cărții tale este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și apoi David continuă psalmul și după ce îl scrie, îl dă mai mare lui cântăreților și îi spune: uite, asta am fost inspirat de Dumnezeu să scriu. Probabil că nici David în momentul acela și nici mai marele cântăreților n-au înțeles despre ce este vorba. În sulul cărții tale este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Tu mi-ai pregătit un trup. Dar avea să vină mai târziu autorul epistolei către evrei, în capitolul 10, de la versetul 5 în jos. Și ne va lămuri luminat și el de Duhul lui Dumnezeu, că acele cuvinte pe care David le-a scris sub inspirație, au fost cuvinte rostite nu pe pământ, ci au fost rostite în cer. Au fost rostite de Domnul Iisus Hristos, care s-a prezentat înaintea Tatălui și a spus: mi-ai pregătit un trup, iată, vin să fac voia ta, Dumnezeule, pentru că în sulul cărții tale este scris despre mine. Dumnezeu avea un plan de răscumpărare. Când omul a căzut în păcat, Dumnezeu s-a gândit la salvarea omului. A conceput planul acela de răscumpărare încă înainte de evenimentul acesta, pentru că Dumnezeu știe dinainte cum se vor derula lucrurile. Și în planul acesta al răscumpărării era prevăzută patima Domnului Iisus.
Mi-aduc aminte că mi-a scăpat un lucru, sensul al doilea al cuvântului patimă este un sens negativ. Și dacă citiți de bună oară în Romanii, capitolul 1, veți vedea că Dumnezeu i-a lăsat pe cei care nu l-au păstrat pe El în cunoștința lor, i-a lăsat în voia pornirii lor și în patim scârboase, spune Apostolul Pavel. Apoi, tot Pavel spune în Galateni, în 5:24, despre faptul că noi ne-am răstignit firea pământească împreună cu poftele și patimile ei. Și apoi, cuvântul acesta are așadar și un înțeles negativ. L-aș defini, fără să spun că asta este definiția din dicționar, dar în sens negativ aș defini cuvântul patimă, spunând că este o dorință mistuitoare care îl chinuie pe om pentru a face lucruri rele. Și sunt oameni care sunt robiți de patim. Dar atunci când în Biblie citim cuvântul patimă, în legătură cu Domnul Iisus, acolo întotdeauna este sensul frumos, pozitiv. Suferință nobilă, suferință cu un scop, suferință de dragul răscumpărării noastre și îl binecuvântăm pe Domnul pentru lucrul acesta. Știți ce mă surprinde mult de fiecare dată când mă gândesc la lucrurile acestea? Când Domnul Iisus a prezentat în cer înaintea Tatălui și a spus că este gata să-și asume trupul acela pe care Tatăl l-a pregătit, El a știut bine la ce se angajează. El a știut bine că pe pământul acesta, dacă se va întrupa, se va întrupa mai întâi în trupul unui copilaș neputincios. Că viața va fi pusă mereu și mereu în primejdie. Că va fi primit într-un mod degradant. Dumneavoastră pe aici ne-ați primit extraordinar. Dar pe Fiul lui Dumnezeu lumea l-a primit într-o iesle. Nu i-a oferit un alt loc mai bun pentru început decât o iesle, iar ca sfârșit o cruce. Și Domnul Iisus le-a știut pe toate acestea. A știut dinainte tot ce se va întâmpla. Cum va fi arestat, cum va fi judecat, cum va fi condamnat pe nedrept, cum va fi răstignit, cum va fi dat în mâinile romanilor și va fi răstignit, va muri pe cruce în chinuri grele. Și cu toate acestea, a spus Tatăl, vin să fac voia ta. Am vorbit la Montreal odată despre faptul că viața Domnului Iisus, de la început până la sfârșit, s-a desfășurat sub semnul acesta al împlinirii voii lui Dumnezeu. În fiecare moment al existenței sale, El a fost preocupat să împlinească voia lui Dumnezeu. A existat un singur moment pe care l-aș numi moment de ezitare și n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Un moment în care voia Domnului Iisus și voia Tatălui nu erau într-o armonie desăvârșită, poate pentru câteva momente doar. În fața paharului pe care îl întrezărea Domnul Iisus, s-a rugat de 3 ori înaintea Tatălui în grădina Ghețimani, și de fiecare dată rugăciunea lui s-a încheiat cu acele uimitoare cuvinte: totuși, Tată, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Nu o să intru prea mult în dezbaterea acestei probleme teologice, dar în momentul acela Domnul Iisus întrezărea înaintea lui paharul cu nelegiuirile omenirii întregi și era pus înaintea lui să-l bea. Și momentul acela a fost teribil de greu. Dar Domnul Iisus a biruit și atunci rugăciune, pentru că rugăciunea i s-a încheiat întotdeauna cu voia ta să se împlinească. Slăvit să fie Domnul! Amin. Patima Domnului Iisus nu doar că a constituit subiectul sau, dacă vreți, miezul planului de mântuire al omului căzut în păcat. Aș putea spune că această patima Domnului Iisus, suferința Lui pentru noi, a fost prevăzută și prevestită prin profeții Vechiului Testament. Petru, în capitolul 1 din prima sa epistolă, în versetul al 11-lea, vorbește despre prorocii care au vorbit dinainte despre patimile Domnului Iisus și au făcut din acestea scopul căutărilor lor, doreau să înțeleagă, să pătrundă mai mult această taină. Și lor li s-a descoperit că nu pentru ei, ci pentru voi spun lucrurile acestea. Prorocii Vechiului Testament au vorbit despre patimile Domnului Iisus. Și în dimineața aceasta, pentru că timpul aleargă cu grăbire, eu nu o să pot să trec prin toți prorocii să menționez ce au spus ei.
Dar voi alege câțiva dintre ei, pe câțiva dintre ei și primul la care mă voi opri este David. Un om după inima lui Dumnezeu, un om care a fost inspirat. Îl cunoaștem ca psalmist, îl cunoaștem ca mare împărat, ca om de război. Dar despre omul acesta stă scris în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, că a fost și proroc. Și Petru zice, și David, fiindcă era proroc, îl numește proroc pe David. Latura aceasta a slujirii lui ca proroc este mai puțin cunoscută de către creștini. În Psalmul 22, David vorbește despre suferințele Domnului Iisus. Nu știu dacă atunci când a scris aceste cuvinte, în jurul anului 1050 înainte de Hristos, ar fi înțeles David despre ce este vorba, dar le-a scris pentru că a știut că vin de sus. Și le-a scris și au rămas scrise pentru noi și noi astăzi știm că ele vorbeau cuvintele acelea despre suferințele Domnului Iisus. Și printre alte lucruri se vorbește despre o străpungere a mâinilor și a picioarelor. Știți ce e surprinzător? Răstignirea, romanii au preluat-o pe la jumătatea secolului al III-lea de la cartaginezi. Cu ceva vreme puțin mai înainte, cartaginezii, o colonie puternică din nordul Africii, preluaseră modul ăsta de execuție de la fenicieni. Dar în jurul anului 1050 înainte de Hristos, procedeul acesta de executare al criminalilor încă nu era cunoscut. Nu se știa despre execuția în modul acesta atunci când David scrie Psalmul 22. Dar Duhul lui Dumnezeu prevedea dinainte și dă lui David să scrie aceste cuvinte și David le scrie. Și spune în Psalmul 22, mi-au străpuns mâinile și picioarele și pentru hainele mele trag la sorți. Cât de frumos descrie David prin Duhul Sfânt. Un al doilea om pe care l-aș numi proroc mare al Vechiului Testament, poate unul dintre cei mai mari, este Isaia, capitolul 53. Când îl citesc cu atenție, când reușesc să mă deconectez de problemele vieții acesteia și să mă adâncesc în cuvintele Psalmului 53, mă mărturisesc că mă face să plâng. Psalmul acesta mă răscolește teribil. Aflăm despre suferințele Domnului Iisus. Contemporanii Domnului Iisus, spune Isaia, vor crede că El a suferit pentru problemele Lui, pentru păcatele Lui, pentru... Dar toate acestea, spune El, erau ale noastre. El păcatele noastre le-a purtat, fără de legile noastre le-a ispășit. El le-a purtat asupra Lui. Noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu și izmerit, dar El străpus era pentru păcatele noastre. Și noi dăm slavă pentru lucrul acesta. Și spre deosebire de David sau parcă mai profund decât David, Isaia vorbește și despre înviere. Și spune că după ce își va da viața pentru mulți, El va trăi. Și lucrarea lui Dumnezeu va propăși în mâinile Lui. Și noi, eu și tu, suntem lucrarea Lui. Rodul suferințelor Lui și-L binecuvântăm pentru aceasta. Mă gândesc la profetul Daniel, în capitolul 9. Singurul care l-a numit unsul, cuvântul unsul mai apare în Vechiul Testament în repetate rânduri. Dar denumirea unsul apare doar în cartea lui Daniel, în capitolul 9, versetele 25, unde este numit și cârmuitorul, și în versetul 26, unde se spune despre el că va fi stârpit și că nu va avea nimic. Cuvântul a stârpi, verbul a stârpi, probabil că ridică semne de întrebare în mintea multora. Aici, cuvântul acesta este folosit cu sensul de nimicire. Ultimul verset din Psalmul 101, versetul 8. Sunt cuvintele unui conducător al poporului Israel care hotărât să curețe Ierusalimul de fără de lege. Și zice, voi stârpi pe cei răi din casa ta. Adică îi voi șterge pentru totdeauna. Asta era dorința lui. A stârpi înseamnă, printre altele, a încerca să nimicești cu desăvârșire. Ca și fratele Daniel, și eu am crescut la țară, pe Valea Crișului Alb, într-un sătuc mic și foarte frumos, și știu cât de mult ne luptam în primăvară să stârpim buruiana din obor, cu sapa, cu mama, cu tata, cu fratele meu.
Ei bine, despre unsul, profetul Daniel spune că va fi stârpit, dar nu va avea nimic. Într-o zi de vineri, mai mari poporul evreu, prin mâinile romanilor, îl vor pune pe cruce și apoi vor pecetui mormântul a doua zi, mormântul lui, și vor jubila de fericire că au terminat cu galileanul care i-a deranjat. Au terminat, au rezolvat problema, odată pentru totdeauna. Însă a venit dimineața zilei întâi a săptămânii, când piatra s-a prăvălit, mișcată de puterea lui Dumnezeu, când cel ce fusese pus acolo ieșise afară viu și viu și astăzi glorie lui. Și nu va avea nimic. Moartea nu va avea nicio putere asupra lui, pentru că el este Domnul vieții. Aș putea să vă fac de asemenea, să vă reamintesc cuvintele profetului Zaharia, în capitolul 10, versetul 12, în care se vorbește despre o lucrare pe care Dumnezeu o va face, un duh de rugăciune și de pocăință peste popor. Și își vor întoarce fața spre mine, spune Domnul acolo, spre mine pe care l-au răstignit. În limba română, formularea asta gramatical sună foarte rău. Spre mine, pe care m-au străpuns. Dar vorbește unul care a fost străpuns și care este viu. Slăvit să fie numele Lui. Astăzi biserica servează împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Prin gestul nostru, gest al credinței, însoțit de o atitudine de mulțumire, de recunoștință, noi mărturisim marele adevăr că suntem rodul suferințelor Lui. Că pentru noi a murit Hristos pe cruce, că a fost străpuns chiar așa cum au prevestit profeții din vechime. Dar că este viu. Și pentru că El este viu, vom trăi și noi slăviți să fie numele Lui. Dragii mei, ar fi fost multe lucruri utile de pus la oaltă în dimineața aceasta în mesaj. Dar mie îmi place să fiu punctual, m-a slăduit și la Montreal, în puține împrejurări am depășit timpul și frații mă mai înțeleg. Mă voi opri aici dorind din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sărbătoarea aceasta să vă aducă multă binecuvântare și putere în lupta pe care o aveți de dus. Să amintiți aici că avem o luptă de dus și să știți că pe cum înaintează vremurile, lupta este tot mai grea de dus. E tot mai grea. Acei ce îl urăsc pe Dumnezeu și îi urăsc și pe copiii lui Dumnezeu au ajuns să dețină posturi cheie în societate peste tot. Ei manevrează politica, adică legiuitorul. Ei controlează finanțele lumii. Ei controlează în vremea aceasta ceea ce se numește cultură, dar nu e de fapt cultură, numai așa se numește. Ei controlează mass media, presa. Ei controlează totul. Noi avem însă pe Cel care este biruitorul. Și pentru că El este biruitorul și noi suntem biruitori cu El. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ne vici pe fratele Sami de toți, să rămână în față.